Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Prima familie. Ca și bărbat îl avem pe Adam, femeie pe Eva, copii, trei cunoscuți cu numele, în ordine Cain, Abel și Set, și așa cum ne spune capitolul 5, că ulterior Adam și Eva au născut alți fii și fiice. În mod deosebit ne vom folosi de cuvântul Domnului din prima carte a Bibliei, Genesa, începând cu capitolul 1, versetul 26 și până la capitolul 5, versetul 8. Această familie o putem localiza geografic în grădina Edenului și apoi undeva în acea zonă a Mesopotamiei, unde au fost ei scoși din grădina Edenului. Haideți să îi luăm în ordine, așa cum au fost creați, cum au apărut și în ordinea autorității conferite lor de Dumnezeu. Mai întâi Adam, deci. Un om care a trăit 930 de ani, aproximativ mileniu 4 înainte de Hristos, numele lui însemnând om sau cel scos din pământ, numele reflectând adevărata lui identitate, el fiind creat ca și om, creat de Dumnezeu din pământ și, așa cum ne spune capitolul 2, versetul 7, că Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Îl vom analiza pe Adam sub trei aspecte. În primul rând, Adam în relația lui cu Dumnezeu. Adam și Dumnezeu. Apoi, în relația lui cu Eva. Și în al treilea rând, Adam și lumea din jur. Deci mai întâi, Adam și Dumnezeu. Spuneam azi o săptămână că și prima relație a omului trebuie să fie relația lui cu Dumnezeu. Și asupra acesteia trebuie să ne concentrăm o mare parte a activității și ființei noastre. Aici trebuie să avem grija cea mai mare. Când aici lucrurile stau bine, în rest șansele de succes sunt mult mai mari. Dar dacă aici această relație este distrusă, chiar dacă în rest, aparent sau până la o vreme, lucrurile ar sta binișor, ele se vor prăbuși. Pentru că nimeni nu poate să susțină pe un om decât Dumnezeu. El este dătorul și susținătorul vieții. Deci Adam în relația lui cu Dumnezeu a fost, ne spune versetul 26 din capitolul 1, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Adam inițial a portat aceste două lucruri, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. După căderea în păcat, el le-a pierdut și omul s-a denaturat în timp, dar ne bucurăm de faptul și de harul că, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, după ce a venit cel de-al doilea Adam și în urma lucrării sale, care a efectuat-o cu finalizare în Golgota și apoi cu acea înălțare la cer pe muntele măslinilor, Efeseni, capitolul 4, ne spune, începând cu versetul 22, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Deci, vedeți, nu-i spune omul de la început, că la început a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci un om vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Deci, acesta este cel nou, cel făcut la început. Dar, cu adevărat, nou este doar prin Hristos. Făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Aici vrea să ne aducă Dumnezeu pe toți. Și așa cum ne spune și Romani, capitolul 8, versul 29, Adam nu mai știm exact cum a fost. Nu doar că nu există fotografii, albume sau alte descrieri din vremea aceea. Dar modelul nostru suprem și de urmat este Domnul Hristos, 8:29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Iar Evrei 1:3 ne spune că el este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Primul Adam a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cel de-al doilea a purtat același chip și asemănare, atât fizionomic am putea spune, dar mai mult în caracteristicile interioare și
prin lucrarea care o face Domnul, prin lucrarea Duhului Sfânt, de înnoirea caracterului și a vieții noastre în întregime, vom fi duși în final să fim din nou după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și mă rog Domnului să lucreze chiar acum, în această vreme, la creerea noastră ca oameni noi, înnoindu-ne din zi în zi. Nu doar că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Adam, dar a și primit o autoritate specială, pentru că citim, tot în versetul 26, partea a doua, el să stăpânească. Și îi este dat aici partea lumii animale peste care să stăpânească. Apoi citim în capitolul 3 că i-a fost dat dreptul să stăpânească și peste soție, peste copii, se înțelege. Și dacă mai citim în Evanghelie, Domnul, când din nou vrea să ducă pe om la acel nou chip, spune, v-am dat putere să călcați peste toată puterea vrăjmașului. Le-a dat stăpânire peste toate duhurile necurate. Pentru că din ceea ce este pe pământ, Dumnezeu a vrut și vrea ca omul să stăpânească totul. Dar, așa cum se spune despre Domnul Iisus, nu să stăpânim și pe Dumnezeu. Noi să stăpânim totul, dar noi în același timp să ne subordonăm lui Dumnezeu. Și așa cum spune Pavel tot în această direcție, 1 Timotei 2,13, căci întâi a fost creat Adam și apoi Eva. Deci, din creiere i-a fost conferit acest drept de autoritate lui Adam. Pe ce bază s-au desfășurat relațiile între Adam și Dumnezeu înainte de cădere și după cădere? Relația noastră acum cu Dumnezeu se bazează pe Scripturi. Noi altfel nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu, nu știm ce vrea, nu știm ce cere de la noi. Nu-L cunoaștem altfel cum este El. La fel și Adam a avut porunci și nu știm exact că au fost într-o formă scrisă sau într-o formă nescrisă. Orale i-au fost transmise, cum ulterior în formă scrisă au fost transmise lui Moise. Citim în Geneza 2, versetul 16 și 17, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binului și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Lăsând puțin la o parte faptul că prin poruncă i-a fost spus chiar felul în care să mănânce, ce să mănânce, axându-ne doar pe aspectul principal, acea interdicție, să nu mănânce din acel pom oprit. Dar, rețineți, Dumnezeu l-a lăsat pe Adam să mănânce după plăcere, ce dim aici. Din tot ceea ce dorește. Deci i-a fost lăsată un spectru foarte larg de acțiune. Dar a avut o singură interdicție cuprinsă în această poruncă. Pe lângă această poruncă, sau altele despre care nu scrie aici, mai citim că Adam avea întâlniri cu Dumnezeu și posibil în acele întâlniri Dumnezeu să-i mai comunice câte ceva, să nu rămână doar la nivelul poruncilor inițiale. Posibil în acele întâlniri Dumnezeu să-i dea lămuriri pentru problemele mărunte, pentru problemele care apad în mod curent. Am putea compara o asemănare, poruncile sunt pentru noi Scriptura, dar de asemenea prin Duhul Sfânt Dumnezeu ne dă porunci specific pentru o anumită lucrare și activitate. Pentru că, uitați-vă, în capitolul 2, de la versetul 19, Domnul Dumnezeu nu i-a dat inițial porunca să dea nume la animale, dar a venit ulterior și a făcut toate, le-a adus la om și l-a pus să le numească. De asemenea, nu găsim inițial când a fost porunca nimic în domeniul familiei, apoi a adus aceasta la Adam și pentru Adam a fost o noutate, că altfel nu s-ar fi spus că din toate viețuitoarele nu s-a găsit nimic pentru el. Deci Dumnezeu a continuat să aibă relații cu el și să perfecționeze într-o măsură cât mai aproape și cât mai exactă tot ceea ce avea Adam de făcut și de desfășurat. După ce omul a căzut în păcat, această poruncă, aceste porunci de bază, completate cu întâlnirile periodice dintre Adam și Dumnezeu, s-au modificat puțin și s-au completat adăugându-se pedepse și făgăduințe. Pentru că citim în 3:24, în loc să îi se mai spună să rămână în valabilă porunca veche, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, astfel a izgonit-l pe Adam
Și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște herufimi care să învârtească o savie învăpăiată și care să păzească drumul care duce la pomul vieții. Acum, în loc să-i se spună, poți să mănânci după plăcere din totul de aici, mai degrabă porunca suna, numai ce căuta aici. De asemenea, au apărut niște pedepse care au intrat pe rol în relația dintre om și Dumnezeu. Și Adam nu mai putea, comentând de acum, ele căpătând statutul de lege, Doamne, dar de ce sunt bolnav? Doamne, de ce trebuie să muncesc? Acestea au intrat în funcționalitate. Citim în capitolul 3, de la versetul 17, omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pielămide să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. De acum încolo, între Adam și Dumnezeu nu exista acea relație de copil și tată. Exista o relație de tată și copil, dar o relație a unui tată cu un copil rău care n-a ascultat. Dumnezeu l-a recunoscut în continuare ca și copilul lui. Pentru că citim în capitolul 5, în ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui. Și în genealogia din Evanghelie, ne este prezentat Adam ca și fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a negat, dar a introdus alte reguli. Relațiile dintre ei se desfășurau pe alte baze. Dacă înainte puteau să stea direct și în plăcere, în armonie reciprocă de vorbă, după aceea, omul a ajuns doar să mă audă glasul lui Dumnezeu, nu mai putea să stea de vorbă cu Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu în bunătatea lui, ca unul care a anticipat, a cunoscut ceea ce se va întâmpla, pe lângă pedepse, pe lângă niște porunci aspre, a mai lăsat și o făgăduință. Dacă relațiile lui Dumnezeu cu omul rămâneau doar la statutul de legi aspre și pedepse, omul era pierdut. Dar în versetul 15 intervine o făgăduință. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul, îi spune șarpelui. Și de aici pornește acea făgăduință și posibil și în versetul 21, Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și neveste lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Având în vedere că în capitolul 4 apar jertfele, există posibilitatea că aici, cu ocazia confecționării hainelor de piele, căci cu altă împrejurare, dar oricum Dumnezeu le-a arătat principiul jertfei. Deci nu i-a lăsat fără o speranță, fără o făgăduință. Era o frânghie de care omul se mai putea ține într-un fel de cer. Nu era cu totul pierdut fără Dumnezeu. Încă mai auza glasul lui Dumnezeu și ca unul care îl cunoștea știa cine-i Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat aceste făgăduințe, dar în rest, după cădere, statutul lui Adam n-a mai rămas unul preferențiat și unul pedepsit disciplinar, dar nu omorât atunci, că dacă atunci îl omora, trebuia să fie să suporte Adam și moartea a doua, dar i s-a lăsat șansa unei pocăințe ulterioare prin credință. Trăirea lui Adam, înainte de căderea în păcat, pe baza acestor relații, era una de ascultare și colaborare. Citim în 2:19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului, le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care dădea omul fiecărui viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Înainte de cădere, pe baza relațiilor amintite, a legilor de care se bucura, Adam trăia în ascultare de Dumnezeu. Și nu numai în ascultare, într-o colaborare reciprocă. Se simțeau, am putea spune, chiar bine împreună și colaborau împreună. După cum în nou legământ, când omul este restabilit și începe să fie înnoit, Dumnezeu colaborează cu noi, așa cum spune Pavel că suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Aceasta a inițiat Dumnezeu de la început și a dorit și încă dorește aceasta. Apoi în versetul 31 din capitolul 1 citim, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Deci starea și situația lui Adam înainte de cădere era una foarte bună. Sau mai adăugăm 2:25,
Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Deci nu exista în Adam niciun reproș, nicio urmă de frică, de durere. Totul era foarte bine, fără rușine, fără necazuri. Doar ascultare și colaborare de Dumnezeu. O imagine care ne-ar putea duce cu gândul la raiul care se va instala în final și în care vom fi din nou într-o relație de ascultare. Cât spune 1 Corinteni 15, și când Hristos va supune toate și El se va supune Tatălui, deși în veșnicii acestea două vor rămâne, o ascultare de Dumnezeu, dar până atunci ne vom convinge că ascultarea de Dumnezeu e ceva perfect și mai bun decât asta nu se poate. Și o colaborare pe care a vrut-o și o vrea Dumnezeu cu noi. După cădere, starea lui Adam a fost în locul ascultării, colaborării, a fost neascultare și colaborare cu Satan. Acesta este omul. Omul nu poate doar să nu asculte și să nu colaboreze cu Satan. Omul când nu ascultă și colaborează automat cu Satan. Citim în 3 cu 10. El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică, n-am mai colaborat cu Dumnezeu, s-a temut și m-am ascuns. Și Dumnezeu i-a zis, cine ți-a spus? Sau altfel spus, cu cine ai colaborat-o acum? Nu cumva ai mâncat? Deci nu cumva nu ai ascultat și de acum colaborezi cu altcineva? Acesta a fost începutul problemelor. Și primul cuvânt care le-a spus Dumnezeu a fost acesta, cine? Adică cine e autorul, Adame? Eu știu că nu de la tine. A vrut să-l trezească pe Adam să-i spună, auzi, cine-i de bai când intervin probleme? Dumnezeu vrea să ne ajute să-l depistăm pe Satan. Cine e autorul? Cine te-a pus să faci așa ceva? Cine te-a ispitit? Și Adam, nu numai că nu mai colabora cu Dumnezeu, dar începe posibil chiar să-l învinuie pe Dumnezeu. Am putea înțelege așa ceva din versetul 12. Femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, altfel spus, tu m-ai provocat pe undeva aici. Dacă nu-mi dădeai această femeie lângă mine, până am fost singur, n-am făcut din astea. Deci, diavolul, cred că a fost ideea lui, pentru că asta se pare, am putea indirect deduce din Biblie, că diavolul invocă faptul că o rânduire lăsată de Dumnezeu nu-i bună. Și Dumnezeu cere niște lucruri care nu pot fi respectate. Tu le-ai creat așa, vrea să spun Adam. Dacă nu era așa, dacă nu lăsai pe șarpe în grădină, dacă n-aduceai pe Eva lângă mine, n-ajungeam aici. Aceasta a fost scuza lui Adam. Apoi citim în capitolul 3 cu 7. Atunci li s-au deschis ochii, au cunoscut că erau goi și au cusut o altă frunză de smochin, s-au făcut șorțuri din ele. Starea omului după cădere este o stare de a încerca să se auto-îndreptățească, să-și facă o neprihănire a lui, să se scuze cumva, să se apere, să se îmbrace. Și încearcă oamenii, dar pe ce bază? Rămâne în om acel gând al temerii că a păcătuit. Când a apărut cunoștința binelui și a răului și cugetul s-a declanșat, ca și cum s-ar declanșa un aparat de alarmă, căci s-a dereglat ceva, că cineva a intervenit și a modificat tot sistemul de acolo. A apărut conștiința, ei cunoșteau de acum binele și răul, dar cunoșteau binele fără puterea să-l facă și cunoșteau răul fără puterea de a nu-l face. Așa să cunoști binele și răul, mai bine nu l-am cunoaște. Să știi cum e bine, să nu poți face, să te doară pentru asta, să știi că asta e rău și să n-ai putere să nu-l faci. Aici a ajuns Adam, în suferință, în loc de acea fericire care era înainte și în final, 5 cu 5 ne spune că i-a venit moartea. Uitați ce schimbare radicală! Până funcționa Adam pe baza legilor lui Dumnezeu date, totul a fost perfect, tot a fost în regulă, niciun reproș, nicio rușine. Cum a căzut? L-a întrebat Dumnezeu, Adame, cine-i? Cine ți-a străcat drumul? Cum treau Pavel în Galateni, cine va tăia drumul, măi, galatenilor? Și totul s-a schimbat. Neascultarea, colaborarea cu Satan, suferințele, învinuirile reciproce și în final moartea. Haideți să vedem acum relația lui Adam cu Eva, soțul cu soția. Doi oameni căsătoriți de Dumnezeu, pe ăștia sigur i-a căsătorit Dumnezeu. Acum oamenii se pot uni îndoi de fapt. Băi, poate nu asta a fost pentru mine, asta într-un moment oarecare știu eu, sau eu să spună, poate altul era pentru mine, dar ăștia doi nu s-au putut îndoi. Ăștia au fost căsătoriți sigur de Dumnezeu, creați unul pentru altul, dar cu acceptul lor. Pentru că spune Adam în 2,
cu 23. Și omul a zis, iată în sfârșit, este os din oasele mele și carne din carnea mea, a fost luată din mine. Deci Dumnezeu a adus-o la el, dar a așteptat ca Adam să își spună un cuvânt în această privință. Este indicat cei care sunt soți să încheie o căsnicie cu acest gând, că Dumnezeu a creat-o efectiv pentru el și că este os din oase, carne din carne, și să o declare el, că este femeie luată din el, sau altfel spus, femeia lui. Întâlnim pe Adam și Eva la câteva acțiuni comune. Mai întâi la bine. Adam și Eva uniți împreună la bine și apoi vom vedea uniți la rău. Uniți la bine, în primul rând au primit porunci comune și de aceea Dumnezeu a vrut să fie uniți la bine. Pentru că în 1 cu 28 citim, Dumnezeu i-a binecuvântat, deci pe amândoi, le-a zis aceleași lucruri. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți. Au avut porunci comune și Eva recunoaște aceasta. Că atât în lucrare, citim aici în capitolul 1, ce să facă, să se mulțească, să răspândească pe pământ, cât și în trăire au avut porunci comune. Pentru că recunoaște Eva în capitolul 3, versul 2. Putem, deci împreună, să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați, deci nici unul, nici altul. Deci atât Adam și Eva, și în trăire și în lucrare, aveau porunci la fel. Și s-au înțeles bine până la un punct. Au avut o părtășie despre care citim în versul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. O unitate perfectă. Dar nu uitați, acest verset s-a scris când cei doi erau una cu Dumnezeu. Acest verset n-a apărut în Biblie după căderea omului, ci înainte. Ca o dovadă clară că e vorba de Dumnezeu, Adam și Eva. Și au lucrat, au colaborat toți împreună. La început numai Dumnezeu cu Adam, apoi Dumnezeu cu Adam și cu Eva. De acum se întrerupe umblarea la bine a Adam cu Eva și începe partea negativă. Tot amândoi, dar la rău. Asta e cam trist. Când deodată s-au pocăit doi deodată, au făcut nunta în casa Domnului și se strică amândoi deodată. De regulă se strică pe rând, dar uitați, o fi cazuri ca și Adam și Eva, că se strică amândoi deodată, la un timp foarte scurt, unul de altul. Unde a apărut problema? 2 cu 25. Omul și nevasta lui erau amândoi. Și apoi apare șarpele. Se pare că nu putem să spunem mai mult decât spune Biblia. Dumnezeu a venit, deci prezența Domnului în grădină era una ca și acum, cred, peste tot, dar nu era vizibil în orice moment. Dumnezeu i-a lăsat uneori singuri ca să-i vadă ce fac. Că sigur în prezența lui Dumnezeu nu putea diavolul să intervină, căci oricât ar fi fost de neinițiați. Tot Adam și Eva spunea, dar Dumnezeu e, stai să-L întrebăm și pe El, nu? Cum au spus părinții orbului, dar e mare. Dar se pare că Dumnezeu nu era de față. Și a apărut un moment când ei doi au rămas singurei. În acest moment a apărut păcatul comun, într-o ordine, dar la un interval foarte scurt, 3 cu 6. Femeia, partea a doua, a luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului care era lângă, deci era lângă ea. Acum nu știu la ce distanță, că eu n-am făcut măsurători în grădină. Oricum, Biblia ne spune în Timotei 2 că întâi a fost înșelată Eva și apoi Adam, dar nici ca timp, nici ca spațiu, n-au fost departe unul de altul. Și am putea spune, păcatul că a fost comun, le-a aparținut la amândoi. Apoi, versetul 7, cunoașterea binelui și răului le-a aparținut la amândoi, că citim în versetul 7 că li s-a deschis ochii și și-au făcut nu doar Adam și Eva, și împreună și-au făcut acele haine din șorțuri, din frunze de smochin. La amândoi, citim mai târziu în versetul 10, amândoi, versetul 8 mai întâi, s-au ascuns și le-a fost frică. Biblia spune că Adam a recunoscut în versetul 10 că i-a fost frică, dar acum nu credeți că la Eva nu i-a fost frică? Că i-a fost mai frică, că ea a păcătuit prima, nu? Deci, peste amândoi a venit frica. Și, de asemenea, pentru că Dumnezeu este drept, a spus amândoi, a spus la bine și v-am lăsat în rai pe amândoi. Eu v-am pus. Amândoi v-ați dedat la rău, pe amândoi deodată vă scot afară. Citim în capitolul 3, versetul 23. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului
ca să lucreze pământul în care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și se înțelege, bineînțeles, și pe Eva, ca să lucreze pământul din care au fost luați. Avem la Adam în relația lui cu Eva și acțiuni contrare, când au fost în dispută unul cu altul. Bineînțeles, până la cădere nu. Până la cădere numai armonie între ei doi și cu Dumnezeu. Dar după cădere îi vedem în 3:12, omul a răspuns, femeia. Deja apare prima ceartă în Biblie, prima învinuire, femeia, pe care mi-a dat-o ca să fie lângă mine, ea. Deja a apărut eu, a apărut eu și a început ea, el, ei, eventual noi, în cel mai rău caz, dar nici într-un caz eu. Aici e deja pocăința. Ea este de vină. Adam a pus vina pe Eva. Dar a acceptat Dumnezeu așa ceva? Nici într-un caz. De atunci s-au separat puțin lucrurile între ei. Chiar și pedepsele le-au primit diferențiat. În timp ce Eva, în versetul 16, este pedepsită cu suferință și cu naștere de copii, în mod mai dureros, cu dorințe după bărbat și stăpânire, lui Adam este dată în mod special munca și sudoarea să-l cuprindă în toate zilele vieții. Dar, ce este important de reținut aici, chiar și după cădere și după ce au început conflictele între ei, aceștia au rămas împreună. Și apare aici un verset 3:20 pe care ar vrea să-l spună bărbații când au soții rele. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. După ce s-au certat, după ce ea a fost de vină și au pierdut raiul, nu doar o servici, o casă sau un teren, Adam a zis, tu ești nevasta mea. Frumos. Frumos din partea lui Adam. Chiar și după cădere a spus, hai dragă, ne-am făcut-o amândoi, ieșim afară, ne apucăm de treabă, să ne pocăim ca să ne accepte Domnul să intrăm din nou împreună aici. Frumos din partea lui Adam. Chiar și așa, căzută, a recunoscut că a fost soția lui și a rămas împreună cu ea. Haideți să-l analizăm acum pe Adam în relație cu lumea din jur. El mai întâi a fost așezat, 2:15, Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului. După aceea a fost scos din grădină și omul a fost pus în centrul suprafeței terestre. De aceea Dumnezeu a dat porunca să se răspândească pe pământ, adică ori încotro, așa să fie pământul ca și un cer, ne referim la continentele Europa, Asia și Africa, și în rest pământul altfel este rotund. Oriunde s-ar duce oamenii, se poate răspândi, dacă îi punea undeva la un capăt. Era mult mai greu să se răspândească peste tot. Aveau o distanță mai lungă de parcurs. Dar Dumnezeu i-a pus chiar la mijloc, cu scopul apoi să se răspândească peste tot pe pământ. Așa citim în Fapte 17:26, nu mai mergem acolo, că Dumnezeu le-a așezat oamenilor anumite vremi și anumite soroace. Deci Dumnezeu localizează pe oameni în diferite părți ale globului și de asemenea și în timp. Relația lui Adam cu copiii lui. Foarte puține ni se spune ce fel de tătic a fost Adam, cum s-a comportat, ce a făcut, ce am putea totuși lua într-un mod indirect, faptul că în capitolul 4, versetul 3 până la 5, ne se spune că și primii doi copii au dus jertfe. Ar fi o dovadă că Adam a continuat să explice generațiilor următoare, care în acel moment constau doar în copiii lui, ce s-a întâmplat. Faptul că ulterior totul este descris cu exactitate. Eu nu neg faptul că Dumnezeu să fie descoperit direct la Moise. Dar de asemenea, și pentru generațiile următoare, de la Adam s-a transmis aceste realități, aceste date certe, cum a fost, ce a făcut Dumnezeu. 4:26 ne se spune, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Eu cred că totuși Adam, într-o anumită măsură, le-a explicat copiilor lui, i-a învățat despre Domnul, Dumnezeu, cum a creat și cum e izgonit afară și ce făgăduință și șansă de revenire în cer, în rai, le-a mai dat. Relația lui Adam cu Satan, am analizat-o în parte, ea pare indirectă. Nu ni se spune că Adam a stat direct de vorbă cu Satan. Cum poate dacă am întrebat câți au avut o viziune directă a diavolului, câți l-au auzit direct pe diavolul șoptindu-l la urechi? Foarte puțin.
Dar aceasta nu înseamnă că satana e atât de pretențios să vorbească cu noi numai așa, în dialog, la persoana întâia și a doua. Diavolul indirect este mulțumit să acționeze asupra noastră, prin cineva, printr-o altă persoană. Dar efectele lui se văd atunci când ne rupem de Dumnezeu, nu-i mai păstrăm și îndeplinim poruncile și, dimpotrivă, trecem într-o formă de neascultare. Deci aș vrea să-l depistăm pe satan, nu doar atunci când el vine direct, cum spune în cartea Iov că am auzit un duh și am înțeles că cineva e lângă mine. De exemplu, pe vremea comunistă, puține erau imaginile și situațiile în care cineva era conștient de prezența diavolului. Asta înseamnă că comuniștii l-au expulzat pe diavolul peste granițe? Nu, diavolul este mulțumit uneori să nu știm că e pe acolo, într-un mod indirect să lucreze. Dar să-și facă numai acțiunea și lucrările. Apoi, relația lui Adam cu pământul acesta, care a fost blestemat în urma păcatului său. Să nu uităm, și înainte de cădere în păcat, în capitolul 2, ni se spune că Adam a fost pus, versul 15, să lucreze grădina și să o păzească. Dar după cădere, această lucrare și această păzire, mă, dacă n-a făcut păzirea, de lucrat probabil că a lucrat-o Adam. Nici nu știm câte primăveri și toamne ar fi fost. Dar de păzit, se pare că a păzit-o sau n-a păzit-o? N-a păzit-o, se pare că. Și când e vorba de lucrarea din biserică, am putea să spiritualizăm puțin. Ce vă place mai mult, să lucrați sau să păziți? Mai degrabă suntem în stare să lucrăm. Facem slujbe, evanghelizăm, participăm într-o fel, dar de a păzi uneori parcă ne-i mai greu. Nu numai să vestim Evanghelia și să apărăm Evanghelia, dar sunt două acțiuni care sunt necesare și în rai și în biserică. După căderea în păcat, în capitolul 3, îi spune Dumnezeu, blestemat este acum pământul, cu multă trudă să scoți hrana din el. Apoi versul 23, l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care a fost luat. Chiar pe acest pământ blestemat sunt zone foarte bune din punct de vedere arabil, foarte fertile. Și sunt zone aride, zone seci. Chiar pe acest pământ blestemat, nu-i tot una să ai loc o grădină într-un pământ bun, cum îi spunea Axa și Odniel lui Caleb, ne-a dat un pământ secetos, dă-ne și un pământ bun. Dar cât o fi de mare diferența între acest pământ blestemat și grădina Edenului? Acum, cât poate unii sunteți într-o campanie agricolă, așa, gândiți-vă cum au fi fost acolo de ușor. Și totuși, ca să atenueze și acest aspect, Dumnezeu intervine ulterior cu acel aspect care se numește binecuvântare. Adam a fost pus să muncească în condiții de blestem. Deci muncești și din cât muncești. Intervin cotele pe care le-a Dumnezeu. Lăcusta cu tare, lăcusta cu tare. Vin calamități naturale. Și lui Adam îi mai rămâne cotă parte. A munci chiar și pe acest pământ blestemat în condiții de binecuvântare este o diminuare a acestor efecte. Căci Domnul în bunătatea lui mai reduce din pedeapsă ulterior. Și dă binecuvântare lui Israel și apoi celorlalți. Și așa cum spune Psalmul 127, unii aleargă de dimineața până seara și n-au. Dar de ce? Spune Hagai că pun într-o pungă spartă, că e blestemul în pungă, în bani. Dar celorlalți prea iubiților, Domnul le mai reduce acest efect dându-le binecuvântare. Mă rog Domnului să ne dea și nouă. Dacă nu pentru altceva, să avem timp să venim la biserică, să mai citim în Biblie, să ne mai rugăm. Să nu tot ne zbatem cu această muncă, cu spinii și cu pălămii, dar la noi în grădină să crească mai puțin sau la serviciu să fie probleme mai puține. Până aici despre Adam, că nu cumva surorul la gândul că nu prea îl interesează ce are Adam cu Dumnezeu decât ce are cu ele, să se fi plictisit. Eva așadar, numele ei ar reprezenta mama celor vii, dătătoare de viață. Să o luăm și pe Eva sub același întreit aspect, relația Evei cu Dumnezeu, relația Evei cu Adam și relația Evei cu lumea din jur, cu copiii și tot pământul. Mai întâi, Eva în relația cu Dumnezeu. A fost creată, cum spuneam, pe măsura lui Adam. Și acest lucru ar trebui să-l știe fiecare soră care este căsătorită și cele care nu sunt căsătorite să-și găsească Adamul lor sau să se lase găsite de Adamul lor. Și acum spunea un Adam, unul care avea pretenții și nu și-a găsit dintre cealaltă viețuitoare, zice, caut femeia ideală. Și spune, ai găsit-o? Am găsit-o, dar caută și ea după bărbatul ideal.
Deci este bine Adam să-și caute pe Eva și Eva să-și caute pe Adam, dar ei nu se pot întâlni numai dacă îi întâlnește Dumnezeu, care îl cunoaște exact și pe Adam și pe Eva. El îi poate întâlni împreună și să facă din ei un tot unitar. Am putea face aici o paranteză frumoasă. Uitați, spune în capitolul 3, versetul 21. Domnul a trimis un somn adânc peste Adam, a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Poate sunt unii sceptici în ce privește vindecarea. Dumnezeu are acces la organele noastre interne când vrea. Da, se pare că și El procedează cu oarecare anestezie când dormim. Intră în noi, ia un organ și poate să îl scoate de tot afară sau poate să-l introducă cu un altul. În Biblie citim că vă voi da o altă inimă. Face Dumnezeu transplant de organe. Sau le scoate și dintr-un organ face altceva, cum tot după cum din anumite părți interne ale noastre, Dumnezeu face alte ființe. Deci este tot una. Dumnezeu are acces în noi când vrea și cum vrea. Oricum, mâna care ne-a creat, care ne-a modelat frumos ca și olar, ce-i mare lucru dacă ne topește din nou și își pune degetele ori pe unde vrea, pe dinăuntru sau pe din afară, doar nu fi vasul nostru chiar atât de strâmt la gură să nu mai încapă mâna olarului înăuntru. Are acces când vrea și când îi place. Eva era și ea părtașă aceleași porunci cu Adam. Și ne spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 14. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Deci Dumnezeu nu doar lui Adam, ci și Evei i-a dat aceeași poruncă. Și fiecare a fost responsabil în dreptul lui de ceea ce a făcut, de atitudinea pe care a luat-o. Și se pare că Eva, citim aceasta din versetul 6 al capitolului 3, s-a făcut vinovată de cele trei elemente de bază care le conține păcatul. Întâlnim aici, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. Adică a văzut, adică când spunem noi, ai văzut lucrul acela cum arată? Am văzut. Deci ea a avut o voință proprie deja. Și a luat independența a ei. Ea avea alt punct de vedere, altă optică, alt mod de gândire. De aceea când ne pocăim, primul lucru trebuie să schimbe, nu trebuie să schimbe mintea. Înarmați-vă cu același fel de gândire, înnoiți-vă în duhul minții voastre, că aici ne-am pervertit prima dată, la minte. A văzut altfel lucrurile. Apoi, și plăcut de privit, și că era de dorit, bun de mâncat și plăcut de privit, a apărut apoi pofta. Era Evei foame? Păi dacă era foame, fii sigur că nu-i problemă ca și acum, că dacă e primăvară, n-ai de unde să mănânci. Acolo în grădina Edenului, astea le era mâncare. Iarba cu sămânță și pomii cu sămânță. Era tot timpul meniul la dispoziție. Nu de foame a mâncat. Cum și cei care poftesc, nu de foame poftesc, ci ei poftesc de pofta dinăuntru lor. A apărut pofta și cel de-a treilea lucru, a apărut mândria. Că era de dorit să-i deschidă cuiva mintea. Adică să fie ca Dumnezeu, cum îi spunea diavolul. Cele trei elemente păcătoase. Voință proprie, poftă și mândrie. Aici a ajuns Eva și ne spune partea a doua versetului, a luat deci. Acest deci am putea să-l scriem sub o altă formă, decizie. Eva a luat decizia. Întotdeauna este important ce decizie iei. Dumnezeu ne-a lăsat această voință liberă dacă ne-a luat-o. Dacă ne-a luat-o, ne-a lăsat-o. Că și scris în Romanul 1, apare de două, trei ori această expresie. Și Dumnezeu i-a lăsat. Vrei asta? Poftim. Dar ce decizie ei? Decizia a fost o decizie contrară. Și pentru aceasta păcatul e păcat. Pentru că a dus-o diavolul pe Eva, rețineți, 2:17. Vei muri negreșit. Tot cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt categoric. Nu există abatere de la Scripturi. Dumnezeu nu dă amendamente. Și diavolul a dus-o în 3:1 așa pe o treaptă că i s-a părut Evei prea mult să sară din rai până jos. Dar nicio problemă, eu pus diavolul în podeț, hai să-l pune aici întâi. 3:1. Oare a zis Dumnezeu? Este o primă fază a păcătuirii când te îndoiești, când la nivelul minții pui la îndoială și treci prin logica ta, prin nebuna rațiune, cum îi spunea Luther. Și apoi o duce diavolul în versetul 4, atunci șarpele a zis femeii, hotărât.
de la negreșit la hotărât, de la plus infinit la minus infinit, din rai în iad. Hotărât că nu e așa. Și Eva a luat o decizie total contrarie poruncii. Porunca era foarte clară, nu era greu de interpretat, să nu mânci. Și ea a mâncat. Dacă suna porunca cam așa, ei să nu mănânci în anumite perioade a anului și când mănânci, vezi să nu mănânci mult și vezi să dai și la Adam. Dar n-a fost ceva greu așa de interpretat, să trebuiască algoritm de calcul. Nu, scurt, să nu mănânci și ea a mâncat. Spunea cineva, vrând să scuze păcatul așa ca și Eva, e greu să interpretezi Scriptura, dar o frate spune, cum greu? Păi ce spune să nu furi, tu ce înțelegi prin să nu furi? Înseamnă să nu iei, nu? Înseamnă să nu miști, tu ce înțelegi prin asta? Deci poruncile de Dumnezeu nu doar că nu sunt grele, sunt și pe înțeles la toți oamenii. Cum aminteam altă dată, porunca dată lui Solomon, să nu ții neveste din afară, să nu fie multe, n-a fost o poruncă clară, era greu de găsit ceva, nu, foarte clară. Și atât cât a fost de clară și cât a fost de deștept Solomon, așa a încălcat-o. Exact pe dos, unde este da, diavolul face nu. Ca să fie dovada clară că omul a fost dus în rătăcire. Mă rog Domnului, Domnul să blindeze nu doar pe Eva și pe Adam, că în același verset a mâncat și el. Și unde știm că așa este, să spunem amin, așa să fie. Că spune Pavel, 1 Corinteni 15, 1 și 2, dacă am primit Evanghelia, adică porunca noastră, asta e porunca noastră, poruncă frumoasă, mai frumoasă decât aia care a primit-o Moise prin îngeri pe munte. Dacă o păstrăm așa cum am primit-o, vom fi mântuiți, adică intrăm înapoi în rai, dar dacă nu, degeaba am primit porunca, degeaba am mâncat din rai, degeaba au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, degeaba au mâncat mană, că au murit. Pentru noi nu este același verdict. Cu cât mai mare, spune Evrei 11, va fi o sânda celor care calcă în picioare și sângele legământului. Relația Evei cu Dumnezeu după cădere. Despre cea dinainte nu se spune prea multe și nu spunem nici noi. După ce a căzut, a început Eva cu niște scuze. 3:13. Ce ai făcut? I-a zis femeii. Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Și Dumnezeu recunoaște prin Pavel că șarpele a amăgit-o. A fost o amăgire. Dar faptul că a fost o amăgire și n-a fost o proprie intenție, a fost scuzabilă, n-a intervenit pedeapsa. Și ce mă miră aici? Cum? De ce Dumnezeu nu le-a spus la Adam și Eva, fiți atenți, vă iert, hai, fie cum mă fie, dar nu mai mâncați. Oricum mâncau și dacă spunea așa. La Dumnezeu a fost de categoric și de clar. Și aș vrea chiar în această vreme a Harului să-L înțelegem pe Dumnezeu. Mă întreba aseară cineva într-o biserică în urma unui studiu. Și dar ce să fac dacă am mințit până acum? Și tot îi tremura barba, era o fetiță mai tânără, pe 18-19 ani. Zic, auzi, nu trăim în Vechiul Testament. Ai păcătuit, este gata. Trăim într-o vreme a Harului. Ai păcătuit, dar să nu mai păcătuiești. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că nu vom putea prezenta scuze, că Adam, că Eva, că șarpele, când coace, când colo. Nu, nu. Dumnezeu ne-a dat porunci potrivit cu stadiu și situația noastră și așteaptă să le respectăm, cum spune Psalmul 119, cu sfințenie, cu rigurozitate, fără nicio sminteală și scăpare. Primește Eva pedeapsa. Versul 16, voi mărit foarte mult suferința și însărcinarea ta. Dacă la bărbat i-a fost dat munca, femeii i-a fost dată suferința. Suferința și în mod deosebit o suferință legată de naștere, de copii. Dacă ar fi să păstrăm echilibru, bărbații se eschivează într-un fel și altul, fugind de muncă. Și femeile se eschivează fugind de nașterea de copii. Vor să mai scape. Să mai reducă din pedeapsă, da? Oricum ele sunt date, numai că și munca o facem în condițiile unui pământ blestemat și nașterile intervin într-o situație de mărire a suferințelor. Deci munca a fost dată și înainte și copiii, porunca să se mulțească a fost și înainte, numai că suferințele și necazurile sunt puțin amplificate, indexate cu vinovăția păcatului. Totuși, Dumnezeu îi spune Evei, chiar ei, eu cred că ea a avut durerea mai mare. De regulă, femeile se pocăiesc prima dată, femeile s-au dus prima dată la mormânt. Uitați-vă într-o biserică, femei sunt mai multe. Nu, de regulă Adam i-a spus Dumnezeu,
faptul că sămânța lui va... Bine, era și o prefigurare a faptului că Maria va naște. Dar eu cred că și Eva a avut durerea cea mai mare. Și a apucat o ură pe diavolul și o vrăjmășie care nu s-a terminat și să nu se termine. Că dacă ne împrietenim cu el, iar-i bai. Nici el nu se cere în Biblie să ne împrietenim cu diavolul, numai cu Dumnezeu. Și a spus, vrăjmășie voi pune și ea trebuie să rămână între unul și altul. Totuși, eu văd pe Eva, pocăită din nou. În 4 cu 1 se spune, zice ea, am căpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. De acum ea nu mai colaborează cu diavolul. O fi avut ea scăpările ei ulterior, nu știu exact. Apoi, 4 cu 26, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel. Ea vroia, știa ceva, vroia să meargă pe acel fir al sămânței. Eva și-a refăcut în parte, întrucât se poate, în afara Edenului, relația ei cu Dumnezeu. După ce s-a scuzat și a văzut că nu se poate, că Dumnezeu e categoric, nu s-a supărat așa ca și Iona, și a încercat, din condițiile în care este. De aceea vă rog, în orice situație ați fi căzuți sau căzute, chiar dacă suferiți pedeapsa Domnului pe un pat, izgoniți într-un fel sau în altul, din acea stare, încercați să refaceți relația cu Dumnezeu, ca să ajungem din nou în harul și grația sa divină. Relația lui Eva cu Adam, Eva și Adam. Corect ar fi să spunem Adam și Eva, dar e bun titlul acesta, Adam și Eva, că așa a fost la păcătuire, Adam și Eva. Sau mai corect ar fi Dumnezeu Adam și Eva. Știți de ce spun Adam și Eva? Pentru că am putea spune că Eva a condus familia afară din rai. Eva a condus familia afară din rai. Citim în 3:6 că femeia a văzut, ea a luat inițiativa și atitudine. Și versetul 17 ne spune, spune Dumnezeu lui Adam, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale. Pe tot parcursul Scripturii, nu ca o inferioritate, ci cel puțin, așa cum spune Pavel în Timotei 2, ca și două necesități. Una, că aceasta e ordinea în creiere și după cum și fiul se supune tatălui, este corect ca și soția se supună soțului. Și faptul că ea a fost amăgită întâi și rămâne pe parcursul timpului tot mai vulnerabilă decât bărbatul. Aceasta pentru că Dumnezeu a creat-o ca un vas puțin mai slab. Și noi suntem slabi, dar sunt mai slabe. Deci tare nu suntem niciunul, dar suntem numai când rămânem în cuvânt. Prin Domnul suntem tare. Amin. Ea se pare că a condus situația. Și versetul 24, astfel a izgonit el pe Adam și a pus niște heruvini să învârtească o sabie ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Adam, chiar după ce a ieșit, este scris că Dumnezeu pe el l-a condus afară. Și se înțelege că lângă el a fost atașată și Eva. Dar afară din rai, Eva a condus într-un fel, nu mi-am putea spune, familia. Proverbi 14:1 spune că femeia înțeleaptă zidește casa cu mâinile ei. Rețineți, este ceva biblic. Chiar dacă uneori sunteți mai înțelepți decât bărbații, și sunt situații de genul acesta, chiar dacă întotdeauna trebuie să ținem cont de părerea și poziția dumneavoastră și să nu luăm în calcul când facem o analiză sau când luăm o decizie numai părerea noastră, e greșit. Biblia dă sfatul unei colaborări, dar lăsați în final rezoluția, să o semneze soțul. Lăsați-o pe numele lui. Că altfel, Dumnezeu nu ajută în acea lucrare când ordinea nu se respectă. Orice instituție ar fi, sau o biserică. Chiar dacă cel de jos este mai înțelept decât cel de sus. Nu știu dacă sună bine ca el să arate ca lui este ideea, ci să-i o paseze celui care este îndrept. Așa cum a spus Ioab, eu am cucerit cetatea araba. David, vino, de ce să-mi pună mie coroana pe cap? Tu ești împărat, să-ți o pună ție. O femeie înțeleaptă va spune în acest stil al lui Ioab. Alte amănunte în legătură cu Eva și Adam. Este scris că au primit pedepse și activități diferite. Și aminteam deja despre ele, nu mai revenim. Citim doar în 1 Timotei 2, unde tot despre ei scrie, versetul 11. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Nu-i dă voie să se ridice mai presus de bărbat și să stea în tăcere. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Dumnezeu le-a dat activități diferite care au rămas și trebuie să rămână până în ziua de astăzi. Dacă Dumnezeu n-a modificat între timp ca din greșeală să nască vreun bărbat, atunci lăsați-le cum le-a lăsat Dumnezeu.
ele să nu se eschiveze de la datoria lor și noi să nu ne eschivăm de la munca și datoria noastră în Evanghelie. Că foarte mulți se laudă și spun că familia lor are vreo, știu, 7-8-10 copii. Cui îi strecuți? Soției sau soțului, când e vorba de rod? Se pare că noi ar trebui să avem cam același număr de copii dacă câștigați din afară, din lume. Ăștia adoptivi putem spune că sunt noștri, pe ăștia am născut noi. Dar cei care sunt prin naștere normală, naturală, se pare că de Dumnezeu sunt atribuiți mai mult soției, femeilor. Numai diavolul a vrut ceva, încă de la început, să le amestece. Chiar și în îmbrăcăminte, dacă vreți. În 3:7, prima dată când s-au făcut haine, cine credeți că a fost proiectantul la hainele alea? Păi cine? Diavolul, nu? Le-a făcut haine la amândoi la fel. Nu citim că au fost haine diferite. La amândoi le-a făcut șorturi. Ideea diavolului a fost din grădina Edenului, frate, suror, să ne facă haine la fel. Pantalon la toată lumea. A vrut să ne îmbrace încă din capăt la fel. Și a venit Dumnezeu. Și cum credeți ce fel de haine le-a făcut dacă ulterior dă Dumnezeu poruncă de Deuteronom 22:5? Să fie haine diferite. Activități diferite. Fiecare își are locul lui și statutul lui. Dar diavolul a vrut o uniformizare. Și oamenii vor să facă modificări, diavolul vrea să-și bage și el degetele prin oameni, așa? Și sunt unii care își fac operații estetice să se facă femei. Îmbrăcăminte la fel, să fie și ele păstorițe, și ei, să muncească toți la fel, acea egalitate care există la mântuire și nu inferioritate, de exemplu, în hrană sau în alte lucruri. Dar în activități, în îmbrăcăminte, în lucrarea care ne este dată, Dumnezeu a lăsat o diferențiere între bărbat și femeie. Totuși, măcar că activitățile sunt diferite, Dumnezeu a făcut ca ei să fie o familie împreună. 4:1. Adam s-a împreunat cu nevasta sa. Dacă urmăriți scopul lui Satan, priviți puțin mai adânc. Dacă fiecare avea activități la fel și delniciri la fel, omul se putea lipsi. Dar Dumnezeu a vrut ca rasa umană să se dezvolte la nivel de familie. Și de aceea ei se completează împreună unul cu altul. Când diavolul a inventat aceste tâmpenii, bărbat cu bărbat și invers, ei tot între ei socotesc că unul este bărbatul și altul femeia. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu ca activitățile să fie complementare, să se ajute unul pe altul. Să aibă nevoie unul de altul. În toate punctele de vedere. Și astfel, de la început și până la gata, omul să meargă la nivel de familie. Aceasta e calea prin care spița umană se perpetuează. Diavolul și aici a avut o idee să stârpească rasa umană. Să uniformizeze și să tragă o linie în diagonală peste tot și să anuleze. Dar Dumnezeu n-a lăsat. Și a intervenit când diavolul a vrut să schimbe cursul. L-a mai lăsat Dumnezeu pe diavolul să o întoarcă așa puțin într-o parte și într-alta, dar chiar când a fost vorba să o dea jos de pe podium, Dumnezeu a intervenit și a spus Satan, până aici, și a spus vrăjitorul Egiptului, aici e degetul lui Dumnezeu. Eva și lumea din jur. Eva îmi putea spune că în lumea din jur era ultima creație. Eva și copiii. Eva oricum este un exemplu de o mamă cu mulți copii. În 4:1 ea spune, a încăpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. În 4:25 ea zice, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel. Eva a fost cea care în mod clar a văzut, chiar în căderea în care au fost, că Dumnezeu este domeniul lui, domeniul nașterii, nu este un domeniu în afară de Dumnezeu. Și la primul copil și la al doilea, și asta ar însemna la fiecare copil, să poată mama să spună, am căpătat un om cu ajutorul Dumnezeu. Nu doar că Dumnezeu aș da să nască în pace. Și că de la început până la gata, este și mâna lui Dumnezeu la lucru în această situație. Și în 5:4 mai citim, după nașterea lui Set, după cel de treilea copil, Adam a trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Cu cine? Cu Eva? Bineînțeles. Deci Eva a fost o mamă cu mulți copii. Câți? Nu știu. O mamă cu mulți copii. În ce privește copiii, se pare că Eva, i-a rămas ideea asta de când a dat tonul. Se pare că Eva îi cam plăcea să dea tonul în familie. Pe ce pot să spun asta? Chiar în dreptul copiilor. 4:25, Eva a zis, și nu numai atât, i-au dat nume la copii, nu lăsa pe Adam să pună nume el. I-a dat nume. Acum, pe undeva, văd și întemeiată firesc această zvâcnire a Evei.
că dacă cineva este în conducere, nu se ocotește că e neapărat necesar să se grăbească să meargă el să semneze un act. Că știe că vine actul el la semnat. Dar cine nu-i, mai degrabă s-ar grăbi să se interpună și el puțin acolo. Deci este o tendință care vă paște permanent. Așa, să vă scoateți căpșorul puțin mai presus decât Adam. Dar așa cum se spunea duminică, cum își scoate prățușca? Cum ieșim puțin în afară de apă, de acolo ne prinde diavolul. Eva s-a ridicat puțin mai sus și de acolo a zăpsit-a diavolul și a luat-o. Dar oricum, vreau să-i prind și aspectul frumos. Eva, nu numai că îi plăcea să spună ceva, dar și-a învățat bine copiii, cred eu. Pentru că ea spune aici, ce Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel. Ea vroia un copil ca Abel, nu ca și Cain. Și a intervenit. Într-un fel anume, în viața copiilor ei, o văd eu una cu inițiativă în fața copiilor. Pe lângă Adam, despre care nu ne se spune foarte mult. Ce am mai putea spune despre Eva și lumea din jur? Eva a fost o femeie a suferinței. Și a văzut copilul mort, prima moarte umană care a văzut-o, a cărei durere a simțit-o din plin Eva. Chiar faptul că spune în locul lui Abel, înseamnă că Abel încă era pe buzele ei, era o imagine încă neștearsă. Apoi, pe celălalt copil l-a văzut fugărit. Exact cum spunea acea pildă, acea femeie din Tecoa când s-a dus la David. Unul l-a omorât pe fratele său și acum vor să vină să le ia și o să rămân fără niciunul. Eva a rămas o vreme fără niciunul, se pare că. Apoi a suferit această autoritate a lui Adam într-un fel anume, așa cum i-a fost dat. Și am putea spune în final despre Eva, încheind studiul în această seară, lăsând copiii pentru cealaltă săptămână, Eva a vrut totul din rai și a rămas fără nimic. I-a fost dat totul, mai puțin un pom. Eva a vrut totul din rai și a rămas fără nimic. Am putea spune că e o regulă sau un principiu. Cine vrea totul, rămâne fără nimic. Și Domnul Iisus îl enunța asemănător. Cine vrea să câștige lumea asta, o va pierde. Nu putem să câștigăm totul. Pavel spune în Filipeni 3, unii lucruri le-am pierdut ca să-l câștig pe el. După acea colaborare vinovată cu diavolul, în Eva a rămas un sentiment de vrășmășie. Dumnezeu a vrut să rămână și să se statornicească în generațiile următoare. Trăim pe pământ și în jurul nostru, așa cum spun și Evanghelia și Epistolele Noului Testament, este un vrășmaș care caută pe cine să înghită. Până vom finaliza prin Harul Domnului lecția cu această familie, analizând cei trei copii, Cain, Abel și Set, vă rog, surori și frați, Eva și Adam, vedeți că șarpele-i prin jur. Și Dumnezeu a pus o vrășmășie între noi și El. Și mai vă rog ceva. În 3 Comni se spune că a auzit glasul Domnului prin grădină. Fiți atenți să percepem voia Domnului și să o îndeplinim. Ca să putem să redobândim raiul la nivel de familie. Atât Adam în relația lui cu Dumnezeu, cât și Eva. Și apoi și unii cu alții. Și vom vedea noi și cu copiii. Și la toate acestea zic, Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.